Pentru mii de pensionari mehedințeni, singura nădejde pentru a trece de greutăți este casa de ajutor reciproc. Cotizează lunar diferite sume de bani pentru ca mai apoi la nevoie să solicite împrumuturi. Am fost învățat să lucrez cu CRE-urile și am zis că este un CRE al pensionarilor. Sunt înscris de 6 luni și sper să continui până la 100 de ani. Oferă și multe facilități? Da, este o dobândă mai mică decât pe piață, se asigură niște condiții și pentru stațiuni și pentru altceva și eu consider că este benefic. V-ați gândit să mergeți în vreo stațiune? Sigur că da, chiar este necesar. Studiez piața și sper să merg. Cred că am peste vreo 10 ani, dacă n-am mai mult, nu mai țin minte, dar sunt de mult. Aceea pentru un împrumut, că nu mai să ne mai luăm și noi ba un lemn, ba un ăla, ce ne mai trebuie. Și am avut, nu spun că nu m-au servit, de câte ori am nevoie, restul. Oferă și alte facilități. Da. Acum noi suntem bătrâne și ne mai gândim și la bătrânețe. Că ne mai trebuie, nu știm ce se întâmplă. Veți merge în stațiuni? Da, dacă am nevoie. Deocamdată n-am simțit nevoia. Deci n-am avut așa boli ca să merg să mă tratez în stațiuni. Am venit pentru că mă împrumut când am nevoie și pentru știți că puteți drumul de adică. Știți că puteți beneficia și de ajutoare balneare? Știu, dar nu am posibilitate să mă duc. Știu. Dar dacă nu-i posibilitate, unde să mă duc? Nu sunt bani, sunt puțini. Și anul acesta, membrii CARP nu s-au sfiit să apeleze la bonusurile oferite de instituție. În cursul acestui an, peste 250 de membri CARP aflați în situații dificile au primit ajutoare nerambursabile. Alături de acest sprijin este acordat și un altul de tratament prin care pensionarii pot merge în diferite stațiuni. În ceea ce privește ajutoarele sociale, am stabilit o limită mai mare. Deci un plafon mai mare de pensie pentru care le acordăm, le-am și mărit ca și valoare la 150 de lei, ca și cele balneare, la fel. Bună oară, aș putea să vă spun că de la începutul anului până acum au fost date 885 de ajutoare sociale. Deci la pensionarii care au sub 6 milioane de 600 de lei pensie. În ceea ce privește ajutoarele balneare, au fost date vreo 259-260 de balneare. Care sunt stațiunile în care merg așa? Păi stațiunile sunt în general Buziașu, Bala, Tujnadu. Pe lângă bonificații, de la începutul anului, peste 2600 de pensionari au făcut împrumuturi. Valoarea totală însumează 6.905.000 lei.